Sunt peste 300 de noi locuri de parcare în cartiere. Proiectul de eliberare a spațiilor dintre blocuri de vechile garaje aflate în paragină pentru a crea locuri de parcare moderne și accesibile merge înainte. Locațiile amenajate recent sunt strada Silistra, zona Lipovei, 32 de locuri, intrarea Sunetului, zona Lipovei, 44 de locuri, strada Gheorghe Nuțu Ilscovici, zona Lipovei, 77 de locuri, intrarea Munților, zona Șagului, 27 de locuri, strada Martirii Ioan Stanciu, intersecție cu strada Cosminului, zona Girocului, 84 de locuri, strada Meziad, zona Girocului, 24 de locuri, intrarea Vântului, zona Girocului, 45 de locuri. În prezent, echipele noastre finalizează și cele 40 de locuri de parcare de pe strada Eugen Pop, fiind în etapa de realizare a pavajului. Noile parcări sunt dotate cu căi de acces, trotuare și spații verzi, cu zeci de arbori, gazon și plante perene, contribuind astfel la un mediu urban mai sănătos și estetic. Proiectul urmărește demolarea a sute de garaje și clădiri provizorii degradate, valorificând terenurile prețioase pentru funcții publice esențiale, precum parcările și spațiile verzi. Transmit reprezentanții Primăriei Timișoara.